Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă v-ați mai verificat în ultima vreme durata pe care o petreceți pe telefoanele mobile sau pe tablete, v-ați mai uitat un pic așa, da, screen time. Vreo 3 ore și un pic, cam așa. Da, bine, am făcut test. Eu am tras și mă uit și pe la Netflix, da, și pe telefon. Da, Zaf este recordman între noi, știți că am mai vorbit despre asta, ne-am uitat chiar acum câteva minute înainte să intrăm în intervenție. Eu am o oră și 15, medie săptămânală, deci practic doar ieri. Luca are două ore, Zaf are 3 ore și 5 minute. Bine, acum vreau să fac o precizare. Hai, mă, nu te mai scuza. Tu stai câteva ore pe laptop. Aici? Hai că ce fac eu pe telefon, tu faci pe laptop. E adevărat și asta. Că tu stai pe Facebook, de exemplu, pe laptop. Nu am pe Facebook telefon deschis. Vrei să spun nu care? Acum, în general. Nu mai intru pe Facebook. Dar WhatsApp-ul ai pe laptop? Adică, știi, da, de băi, ce spun asta? Băi, lăsați-mă în pace, așa, m-au înghesuit, m-au băgat la acolo. Păi nu, așa este. Păi nu, păi că pare puțin. Așa pentru fac mine copiii instrument mei. De lucru. Eu am un timp de ecran pe care îl acord copiilor. Bine, nu deschideam acest subiect, că s-a terminat. Ai înțeles? N-am înțeles. Câteodată facem socoteala. Și iau telefonul și zic, tata, ai stat 4 ore pe telefon. Și ai mai stat și pe consolă 3. Și zice, păi da, dar în alea 3 cât am stat pe consolă, am stat concomitent și pe telefon. Așa e și tu cu laptopul, știi? Că zice că când stă pe consolă, merge și telefonul pe YouTube sau nu știu ce. Da. Păi, în principiu, eu folosesc laptopul ca instrument de lucru. Deci pot să scriu, fac sumarul și cam asta. Deci da, instrument de lucru. Și fiul lucrez pe YouTube. Adică tu crezi, vino să vezi ce programe mi-a deschis acum. Vino cu asta. Hai mă, te cred, glumesc. Am plecat de la ceva, mă, ajuns la cu totul altceva. Asta este discuția, că ce obțin în cazul copiilor, da. Noi mai avem și un job de făcut pe instrumentele astea, dar în cazul copiilor, duratele pot fi, din păcate, mult mai mari, cum zicea și Luca. Și mai ales că unii părinți, nu Luca, dar unii părinți chiar încurajează pe cei mici să stea cu ochii în ecrane, ca să aibă măcar câteva minute de liniște. Ia tăticule tableta și lasă-mă și pe mine să-mi vadă viața mea puțin. Lucrurile pot degenera și am vrea o conversație în dimineața asta pe acest subiect. O să vedeți că o să ajungem și la un subiect ceva mai serios. Vă așteptăm experiențele. Cum faceți voi ca părinți sau bunici să controlați cât timp petrec cei mici online pe telefon sau tabletă și cum știți că nu intră în bucluc cât sunt în online? 0372069599. Am vrea să vorbim cu voi, să vă împărtășim, să împărtășim experiențele. Mai ales în contextul în care de câteva zile în școlile din București se desfășoară, sau cel puțin așa au anunțat cei de la Ministerul Educației, o campanie de informare în legătură cu pericolele unei platforme de jocuri online, care e foarte bine cunoscută și de copii din România. Poliția spune că recent mai mulți copii au amenințat că, atenție, se sinucid după ce le-au fost închise conturile din Roblox. Asta este platforma cu pricina. Un astfel de caz ar fi fost înregistrat și în România, luna octombrie anului trecut. Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației, a spus pentru news.ro că poliția română a primit informații de la cei care controlează platforma Roblox că în România, într-unul din jocurile care s-ar traduce ca simularea sinuciderii, sunt înregistrați și foarte mulți minori români, majoritatea din București. Asta este situația. E o platformă foarte populară asta, Roblox, și se adresează copiilor foarte mici. Adică ăla mic al meu, Radu, se joacă de pe la 4 ani. E și unisex. Se joacă deopotrivă fete și băieți. Și da, constă într-o serie de joculețe de tot soiul. E mai ieftin decât alte jocuri, în sensul că acum toate jocurile, știi că au posibilitatea să cumperi tot felul de coin pentru a te dezvolta în joc. Și ăsta, spre deosebire de altele, e ieftin. Și atunci îl face și mai accesibil pentru, pentru copii. Și da, petrece din ce în ce mai mult timp aici. Am înțeles, dacă este o platformă foarte populară, este foarte deștept făcută, se pot construi, userii pot construi jocuri acolo. În contextul ăsta, poliția, deși pentru prima dată când văd un astfel de comunicat din partea poliției, serios, în contextul ăsta, poliția le recomandă părinților să-i supravegheze pe copii mai atent, iar unii psihologi spun că și mulți părinți caută soluții astfel încât copiii să nu stea foarte mult timp în fața monitorului, pe platforme de jocuri, unde uită de timp și de responsabilitățile pe care le au pentru școală. Părinților, în general, nu le este tocmai ușor să pună limite acestei dependențe. Soluțiile cele mai la îndemână ar fi să le taie copiilor internetul sau să paroleze calculatorul. Astea sunt soluții brutale, nu merge mereu, pentru că și copiii știu să ocolească interdicțiile. Deci vă întrebăm pe voi, cum știți ce face copilul online? Cum controlați ce face online? 0372069599. Alex e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Alex! Bună dimineața!
Eu am doi copii, doi băieți. Da. Cel mic are 8 ani, cel mare aproape 12. Așa? Și bineînțeles că există atracție maximă. Da. Pentru fiecare cu tableta lui, fiecare cu dispozitivul lui sau cum? Nu, au telefoane doar. Da. Și câte un calculator. Uh-huh. Pentru că le folosești la școală destul de mult. Bun, și zici că există atracție. Online. Cum faci să controlezi timpul pe care îl petrec acolo și mai ales ce conținut consumă? Folosesc două aplicații. Telefoanele sunt pe Android și folosesc Family Link, uh-huh, prin care le gestionez atât timpul de ecran zilnic, cât și aplicațiile pe care le pot folosi, dar și timpul pe care au pentru fiecare aplicație în parte. Și bineînțeles, momentul în care și de cât la timp care le dai? Folosi telefonul la începutul zilei și la momentul la care se închide la sfârșitul zilei. Cât timp le dai? De curiozitate. O oră și jumătate pe zi. Și se încadrează? Adică, uite, eu spun, copiii mei sunt cam de aceeași vârstă cu ai tăi, tot băieți. Da, a mers și a mers treaba asta, dar acum de vreo 2 ani, mai ales cu cel mare, eu nu mă mai înțeleg. Adică că e foarte frustrat. Mereu îmi spunea că colegii lui se joacă până la 1 noapte, au voie nelimitat, el de ce 2 ore? De ce în timpul săptămânii doar o oră? Și așa mai departe. Și ușor, 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 i-am tot dat drumul la laț, că n-am avut ce să fac. Păi da, pentru că e cad și într-un soi de depresie. Nu te mai înțelegi că e vârsta asta acum, au pubertatea pe la 12 ani față de generația noastră, au tot felul de turburări de-astea de comportament și nu te mai înțelegi, pur și simplu. Ei. Valentin, bună dimineața! Salut, mulțumim, Alex! Valentin, te ascultăm, experiența ta care e? Bună dimineața! Eu sunt în mare parte de acord cu ce a spus mai înainte, dar eu cred că, pe de altă parte, trebuie să ne înțelegem faptul că nu putem să punem legi în propria familie, adică nu poți să legiferezi timpul petrecut de copil online. În schimb, ce poți să faci e să dai alternative. Dar cea mai importantă dintre ele este ca tu, ca părinte, să-i arăți că poți să te stăpânești. Adică dacă ai jumătate de oră sau o oră în care efectiv nu ai ce face, mai bine petrece timp cu el, cu copilul sau cu ea, cu fetița și discutați, povestiți, decât să stai și tu lângă el pe telefon. Pentru că cel mai greu este să-l dezveți de ceva dacă te vede pe tine ca părinte că faci același lucru. Corect, foarte bun. Cel mai important lucru este, din punct de vedere psihologic, ca și dependență, ca și grad de dependență de device, de telefon, de ce-ar fi el tabletă, este să zici, ok, la ora 8 seara ne culcăm toți ca familie, în sensul în care nu mai activăm online, sau la 10, sau cât este ora familiei. Dar ce facem dacă ne rămâne o oră în plus în care chiar nu avem ce face altceva? Atunci să ai întotdeauna un plan B care să nu fie telefonul. Că vă uitați la un film împreună cu toți, că se joacă un remi, se joacă șeptică, nu știu, altceva. Dar atâta vreme cât ochii nu sunt lipiți pe telefon și nu ai ca și alternativa numărul 1 acel lucru, copilul întotdeauna va învăța că nu numai că el nu este lăsat să facă, dar uite că noi ca familie avem un program alternativ. Nu este o pediapsă, este o alternativă să faci altceva. Mulțumim foarte mult, Valentin, foarte bune sugestii. La un punct. Cătălin, da. Bună Salut, dimineața, Cătălin. Experiența ta care e? Alo, Cătălin. Da, te ascultăm. La fel ca și cei de dinainte, folosesc Family Link. Am și eu 3 copii, 2 fetițe și un băiat. Da. Și îi controlez prin Family Link. Le dau... Am ales un timp de aproximativ 50 de minute. Am mers exact ca și pe programul de la școală. 50 de minute ține o oră de clasă, 50 de minute le dau pe telefon pe zi. Uh-huh. Foarte puțin. Cel mai mare ce vârstă are? 13 ani. Și merge? Adică reușești? Nu e frustrat? Da. Nu face scandal? Ba da, ripostează de multe ori și spun mai vreau puțin, dar când sunt pe telefon, li se oprește timpul pur și simplu. Da. Că folosesc aplicația Family Link, eu controlez timpul care le dau. Tot timpul țin aplicația blocată pe toate zilele, că asta e o chestie faină la aplicație. O să selectez toate zilele din săptămână să fie blocat sau uitai un timp anume, de la ora până la ora. Uh-huh. Dar le-am blocat și tot timpul vin și îmi spun că vor acces să se joace, să-și consume energia și să exploreze domeniul ăsta online. Și nu e enervant?
Să negociezi în fiecare zi câte un pic, câte un pic. Eu mă pun și în locul lor, cred că și nebunie. Eu cred că eram mai scandalagiu și rebel, așa, mă, cred că făceam un scandal monstru. Cătălin? Da. Au vreun joc copiii tăi unde se agită mai mult, unde vezi mai implicați și simți că ar putea să pierdă controlul? În general, să știți că se uită pe YouTube la tot felul de chestii. Fetițele se uită la chestii de fetițe, băiatul se mai joacă, se mai uită ce se joacă al zi, mai învață chestii noi, dar într-adevăr Roblox-ul ăsta e o problemă, nici mie nu prea-mi place, dar n-a ce să fac. E bine, platforma are jocuri și jocuri, adică... Dar nu, și problema e că sunt multe jocuri care necesită pur și simplu, de exemplu, Ștefan se joacă FIFA și are, acum joacă unul de ăsta, Weekend League, nu știu ce, și îmi spune, îi zic, bă, ok, uite, o să te joci diseară o oră. O oră? Zice, am nevoie de minimum 2 ore jumate. Și zic, bă, nebun? De ce trebuie să joc măcar 8 meciuri? Și acum vă înțeleg că și eu m-am jucat FIFA. El și zice, mai încoace și când era mai mic. Și zice că înțelege, da. Într-o fapt, competiție trebuie să o duci la capăt, dar problema că necesită prea mult timp. Eu cred că ai început să prinzi frică de idee. Mă rog. Corina, bună dimineața. Bună, Corina. Bună dimineața! Bună, Corina, te ascultăm. Am 2 fete, 12 și 6 ani. Da. Au program la telefon de 2 ore pe zi. Ok, cea asta cam respectă... toată lumea are. Stai. Cea mică, da, respectă cea mare? Cea mică îl respectă cu strictețe. Este, da, chiar foarte încântată când se face ora 2 după amiaza și știe că are voie timp de 2 ore să folosească telefonul. Uh-huh. Cea mare îl folosește doar pentru YouTube. Ascultă muzică în timp ce își face lecțiile, iar în weekend, deși nu o controlăm, ori de câte ori vrea să se joace, vine și ne cere voie. Asta e foarte bine, dar... Ce, da, fetițe disciplinate, fete... și convinți. Da, părinții de fete sunt norocoși. Da. Bine, mulțumim, sunt și fete, părine, și fete. Stai liniștit. La conținut, ești sigură că stă numai pe YouTube? Cum te asiguri? Îmi arată. Din când în când o verific inopinant. Mă duc lângă ea și zic, ok, vreau să văd ce faci. Din fericire, suntem niște părinți norocoși, pentru că este un copil extrem de responsabil. Depinde și de copil. Cu rezultate excepționale, care preferă să citească și să lucreze la matematică decât să stea pe telefon. Ai sunat să ne faci de râs. Mulțumim foarte mult, da, ești fericită. Rămâneți, bravo, în gardă, că lucrurile se pot schimba. Vali, Neața. Moment. Neața. Neața, bună. Salut, eu am noi avem o fată de 15 și un băiat de aproape 13. Da. Aceeași aplicație Family Link. Am negociat cu ei în fiecare în parte timpul petrecut. De obicei avem un program pe timpul săptămânal. Au înțeles că școala e prioritară, iar în weekend au acces la PS, la fel își fac ei propun ei la fel jocuri dacă vrem să ne petrecem timpul. Apropo de ce spuneam la antevorbitor mai devreme, nu stăm chiar lipiți sau ne uităm la un film, găsim suficiente metode să nu stăm chiar atât de conectați în ecranele albastre. Mm-hmm. Asta e cam bine. Asta. Și înseamnă, da, că eu greșesc cu ceva. Eu intru la negocieri din 3 în 3 zile. Adică la un dar nu mai pot. Cred că ai fost foarte dur când erau mici. Și stabilim niște limite, după care o luăm de la capăt. Adică după 2-3 zile avem fierți. Bă, nene, deci nu e ok. Cu Marius, 2 ore nu e treaba. Marius, bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Te rog. Am 3 copii, 3, 6 și 9. Așa. Cei mai mari au fiecare telefonul lui, laptopul lui. Aveam instalat, de fapt am instalat încă Family Link, dar nu-l mai folosesc deja. Deci tu ai abandonat lupta de acolo. Nu. La început le seteam timp, dar nu... Am ajuns la nivelul la care facem lucruri fără să mai trebuiască impuse. Adică ne organizăm, astăzi ce facem, astăzi ieșim afară și ne jucăm de seară jumătate de oră pe telefon sau pe calculator, împreună, de obicei. Asta merge acum, că da, sunt mici și cu minți. Sunt mai de le 3-4 ani. Da. Asta e, știi? La un moment dat ajung la... Că vii cu d-astea. Haideți să ne jucăm în familie. Și ăla vine și zice, lasă-mă, șefule, cu acum familia ta, că nu vacanță, e. Am făcut o seară de gaming și la un moment dat băiatul zice, bă, eu nu mai pot, mă duc, mă cum. Iată. Da. Și așa începe. Să vezi pe la 12.
Da. Eu nu te mai bag în seamă. Mă duc să mă culc, că am un Roblox ceva. Mulțumim, Marius. Mulțumim. Da. Uite, pentru Vlad n-ar fi o problemă, că el are timpul de ecran de o oră și 5 minute, a zis. Da. Nu? Practic n-are ecran. Ce faci într-o oră și 5 minute? Băi... Dă două telefoane și... Ce joci? Nu joc pe telefon, nu joc nimic. Știi, singurul moment în care mă joc pe telefon este în avion, când obosesc de citit. Și am un joc. Mamă, pe care joc ca singurul joc. Obosește de citit. Da, spuneți, vă rog. Cristi. Păi nu asta. Mai luăm telefon. Nu mai gata, ne oprim. Sunt curios ce soluție o să aflăm. Bun. Sigur, v-am ascultat cu multă atenție. În principiu am înțeles, aveți copii cu minți cu care nu vă luptați. Da. Pentru asta, care acceptă regulile și ok, dar există copii care dezvoltă, bun, dependența e, ce să zic, dependența e o noțiune patologică. Da. Nu mergem până acolo. Ce facem cu copiii care nu pot fi desprinși totuși de ecran? O să vorbim imediat după știrile de la 8 cu Paul Olteanu, trainer în comunicare și fondator Mind Architect, despre asta. Cum comunici sau cum ar trebui poate să comunici cu un copil care este lipit de ecran? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.